În perioada 25-27 octombrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean organizează la Călăraș ediția 24-a concursului național cu participare internațională Ion Barbudan Barbilian, eveniment cultural și științific de tradiție care antrenează un mare număr de elevi și profesori din țară și din străinătate. Manifestarea înscrisă în calendarul concursurilor naționale școlare fără finanțarea Ministerului Educației cuprinde următoarele competiții. Concursul de pregătire pentru Balcaniada de matematică și Olimpiada internațională de matematică, la care participă elevi din lotul olimpic lărgit de juniori și seniori României, din Republica Moldova și din Bulgaria. Concurs național de matematică adresat elevilor din clasele 5-8. Concurs național de limba și literatura română pentru elevii din clasele a 7-a, a 8-a, a 11-a și a 12-a. La concursurile de matematică sunt înscriși anul acesta 385 de elevi din 16 județe și municipiul București, Bulgaria și Republica Moldova. La concursul de literatură sunt înscriși 134 de elevi din 15 județe și Republica Moldova. Concursurile de matematică se vor desfășura la școala gimnazială Nicolae Titulescu, iar cel de literatură la Colegiul Tehnic Ștefan Bănulescu din Călăraș, începând cu ora 10. Și în acest an vor fi prezente cunoscute personalități din mediul științific și cultural, cum sunt președinții concursului profesor universitar dr. Silviu Angelescu și profesor universitar dr. Radu Gologan, distinși profesori din învățământul preuniversitar și superior din România și Republica Moldova, inspectorii generali din Ministerul Educației Naționale. Festivitatea de deschidere va avea loc vineri 25 octombrie 2019, începând cu ora 18 în sala de ședință a Consiliului Județean, iar cea de premiere a concursului Ion Barbu Dan Barbilian va avea loc în 27 octombrie, începând cu ora 10 la sala de spectacole Barbu Știrbei.